1.354.000 de lei. Atât a donat pentru susținerea activităților filantropice Arhiepiscopia Târgoviștei în anul 2016. Pe lângă această sumă, anul trecut, 16 elevi și studenți cu posibilități materiale reduse au primit în fiecare lună burse în valoare de 4.600 de lei. Întreaga activitate din anul trecut a fost prezentată astăzi în cadrul adunării eparhiale. Adunarea eparhială a început cu un tedeum săvârșit de înalt Sfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Membrii adunării eparhiale s-au întâlnit apoi în aula Sfântul Voievod Neagoe Basarab din reședința eparhială. În cuvântul de deschidere, ierarhul a vorbit despre obiectivele misionare ce au fost realizate în 2016, dar și despre planurile pentru 2017. Ulterior a fost vizionat un film în care a fost prezentată sinteza întregii activități pastorale a eparhiei în anul 2016. Evenimentul central al anului trecut a fost constituit de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, la care au participat mii de credincioși. Cu acest prilej au fost lansate broșurile misionare Sfânta Scriptură Călăuza Vieții Creștine și Sfânta Cruce Răbdare în Suferință, dar și volumele intitulate Scola Greca Etlatina, Misiune Educațională, Culturală și Bisericească la Târgoviște și Sfântul Ierarh Misionar și Om de Cultură în Slujba Bisericii și a neamului românesc. În încheierea întrunirii adunării eparhiale au fost stabilite obiectivele pentru anul în curs.